de multe ori vedem oameni care aruncă din mașină diverse gunoaie și chiar odată mi-aduc aminte, am claxonat, am ajuns în dreptul lui și am zis, vedeți că v-a căzut, vedeți că v-a căzut o sticlă. Și omul zice, nu, eu am aruncat-o. Aoleu, deci a mers cu nesimțirea până la capăt. Nu mi-a căzut, eu am aruncat. Da, păi, ideea nu e regulă totuși. Ba, șoferii noștri aruncă de la mocuri de țigară, astea sunt cele mai întâlnite, până la sticle de plastic. Pur și simplu. Ăștia merită băgați în Schengen-ul mamilor. În Vâlcea, în Vâlcea, un șofer care a făcut acest lucru, a aruncat pe geamul mașinii un recipient din plastic, a fost amendat cu 1305 lei. Deci foarte există bine. Amendă și o amendă suficient mare. De mare cât să îl potolească. Măi să fie. Fii atent că au deschis și dosar penal pentru că au constatat că era și băut. Pentru că, normal, se înainte și... Deci a rămas pe tu gol, domnul meu. Păi, logic. Păi, zic că l-am băut. Logic. Hai să vedem cât de des sunt date astfel de amenzi, care este cadrul legal. Să-i spunem bună dimineața domnului Cosmin Andrei, ca liderul Sindicatului Polițiștilor Europol. Bună dimineața! Bună dimineața! Să știți că nu ne auzim foarte bine, o să vă rog să vorbiți fie mai aproape de microfonul pe care l-aveți sau de telefon. Ne-a atras atenția acest caz din Vâlcea. De când există în vigoare această prevedere? S-au dat multe amenzi pe acest subiect cu aruncatul recipientelor din mașină? Spre surprinderea multora, vorbim despre o prevedere pe care o avem în codul rutier, cred că din totdeauna, sub diferite forme, însă orice faptă de genul acesta putea să fie sancționată având în vedere existența acestor prevederi referitoare la interdicția de aruncat din autoturismul mașinii, obiecte, lucruri, chiar de a abandona diferite obiecte pe drumurile publice. Deci există această sancțiune și, într-adevăr, se pedepsește cu amendă de la 9 la 20 de puncte amendă. Un punct amendă este 145 de lei la acest moment, ceea ce înseamnă că minimul amenzii este de 1305 lei, iar maximul este de 2900. Dar trebuie constatată de polițist fapta sau o înregistrare din trafic făcută de o cameră de bord care arată că cineva aruncă din mașină un astfel de obiect? Poate fi o probă pentru a-i da această amendă celui care a făcut un astfel de gest? Din păcate, această prevedere fiind inclusă în codul rutier și având această condiție în codul rutier ca faptele să fie constatate în mod direct de către agentul constatator sau prin mijloace tehnice certificate și omologate, adică acele camere video pe care le regăsim la dispozitivele de tip radar, de exemplu, sau chiar camerele video pe care le au autoritățile locale, dar care încă nu au fost incluse în această categorie a dispozitivelor pentru a putea fi folosite. Dar, din păcate, într-adevăr, poate să fie aplicată sancțiunea doar dacă o constată un polițist rutier. Există însă un proiect de lege care solicită modificarea acestei condiții, în așa fel încât orice cetățean participant la trafic să poată să participe, să-și exercite simțul civic, în ideea în care, dacă are o cameră de bord și filmează o astfel de situație de încălcare a legii, trecere pe roșu, aruncare de obiecte din mașină și așa mai departe, să poată să o pună la dispoziția poliției și poliția să poată să aplice sancțiune pe baza acelei probe, evident dacă se poate stabili fără niciun dubiu data, ora, locul și persoana care a săvârșit contravenția. Pentru noi povestea asta a devenit o știre și am zis că merită a fi discutată în matinal pentru că nu a ajuns la urechile noastre prea des o astfel de întâmplare. Amendă, da. Da, e o obișnuință a polițiștilor să amendeze pentru aruncatul din mașină. Dacă stai să te uiți pe marginea drumului, sunt destul de multe gunoaie, semn că nu e cea mai vânată infracțiune. Da, cred că am avut niște statistici la un moment dat puse la dispoziție în 2020, dacă nu mă înșel, și vorbeam undeva de 300-350 de sancțiuni la nivel național aplicate pentru această încălcare. Foarte puțin, mai ales că, așa cum spuneți, și la intersecții vedem mucuri de țigară pe jos și pe drumurile naționale sau la calea ferată unde se formează coloane în așteptare, vedem că în timpul acela cei din mașină se gândesc să facă curățenie în interiorul autoturismului și să facă mizerie în afara lui. Dar e destul de dificil pentru că toate cazurile în care cei care au astfel de îndeleniciri văd un echipaj de poliție sau o mașină de poliție, evident că nu aruncă în momentul respectiv gunoiul din mașină, ci așteaptă să treacă și pe urmă aruncă. Chiar și în cazul celui contravenientului de la Vâlcea, care, iată, din cauza faptului că a fost
fără simț civic, să spun așa, a aruncat un gunoi pe geam și a fost depistat cu această ocazie și sub influența băuturilor alcoolice. E vorba de o constatare care a fost realizată de către colegii care se aflau în spatele lui, adică circulau în spatele lui, și astfel șoferul nu a văzut că mașina de poliție se află la 2-3 mașini în spatele lui, lucru care a permis colegilor să-l și oprească, să-l sancționeze când au văzut că au aruncat mizeria pe geam. Deci e ca la radar, când trecem pe lângă mașina de poliție cu viteză legală, așa și aici. Oamenii, dacă văd că e o mașină de poliție, nu aruncă. Dacă nu văd, zic, hai să încercăm, că până una alta. Dar a pățit-o ca în bancul ăla, știți? De ce ați aruncat gunoi? Să vedeți cât de beați sunt. Domnule Cosmin Andrei, că acum că suntem în direct, să ne spuneți ce se mai aude cu acele BMW-uri, pentru că sindicatul dumneavoastră a dezvăluit în presă această licitație cu elementele ei care, într-adevăr, par nu tocmai în regulă. Care mai este situația acestui subiect în poliție? Da, noi nu am făcut altceva decât să dezvăluim un lucru pe care putea să-l constate orice persoană care se uita pe un caiet de sarcini sau pe acea licitație publică, de altfel. Nu sunt detalii necunoscute, sunt detalii din surse deschise. Însă noi am avut obligația să indicăm acele aspecte, pentru că în calitate de organizație sindicală avem tot interesul ca bugetul, și așa puțin pe care îl avem la dispoziție, să fie cheltuit în mod eficient, în așa fel încât colegii din stradă să aibă mijloacele necesare pentru a putea să-și facă datoria. Și dar să stați un pic, cei de la poliție spun că tocmai din partea agenților au venit acele solicitări care au apărut în caietul de sarcini. Eu vă pot spune cu certitudine că înainte de stabilirea specificațiilor tehnice a acestor autoturisme, nu a fost consultat oficial niciun polițist din stradă. Faptul că se întreabă niște șefi prin birouri cam ce să cumpărăm și cam cum să arate, asta este altă discuție. Dar vă pot spune cu certitudine că în mod instituțional nu a existat o consultare oficială a polițiștilor, a structurilor poliției rutiere, pentru a putea stabili care sunt nevoile lor. Pentru că și în cazul de față vorbim despre aceleași autoturisme, același tip de autoturisme la toate structurile rutiere. Cu toate că, de exemplu, pe autostradă era nevoie de mașini cu altă specificație, cu o capacitate cilindrică mai mare, care să aibă posibilitatea de a circula cu o mai mare viteză. La fel, pe drumurile naționale europene aveam nevoie de un alt tip de autoturism, și în orașe, unde nu e nevoie de cele mai multe ori sau nu se pune accent pe viteza maximă pe care o poate avea autoturismul, la autospeciala trebuia să se pună accent pe altceva. Dar astea sunt alte detalii. Bun, dar care e stadiul în momentul ăsta? Adică mai vin mașinile? Acum stadiul, sigur, e semnat un contract, contractul își produce efectele. Următoarea etapă o vom vedea în situația în care contractantul se va ține de cuvânt și va furniza 100 de autoturisme, de astfel de autoturisme, în maxim 270 de zile. Aceasta este prima condiție în contractul subsecvent semnat ca urmare a acordului cadru. Rămâne de văzut însă, pentru că, într-adevăr, a tras atenția, au fost mai mulți jurnaliști de investigații care au făcut și alte descoperiri. Zilele trecute am văzut că inclusiv Polonia a cumpărat o motorizare identică de la BMW, însă a cumpărat 140 de unități de autospeciale și a costat cu 9.000 de euro mai puțin, în condițiile în care vorbim de dotări mult mai multe decât ceea ce avem noi. Noi avem un accibild, un colan pe mașină și o rampă, în timp ce... Da, aveți și întreținerea mașinii, aveți și anvelope de iarnă, aveți și asigurări, aveți... Și cele patru anvelope, într-adevăr. Dar dacă ne uităm la dotările colegilor polonezi, vedem că sunt mult mai multe dispozitive folosite de polițiști în activitatea de zi cu zi. Da, aceasta este economia de piață. Iată că în 2022, având în vedere sumedenia de branduri, de firme, de dealeri, la o licitație foarte consistentă de 600 de unități, a simțit nevoia să participe doar un singur ofertant. Schimbăm un pic subiectul și profităm de faptul că v-am prins. Întreabă cineva aici pe Facebook, adică ne îndeamnă pe noi, să vă întrebăm câți polițiști la nivel național amendează sau au amendat administratorul drumului pentru starea deplorabilă a carosabilului. Interesantă chestiune. Este într-adevăr o întrebare foarte legitimă. Pot să vă spun că avem multe carențe din această cauză și vă spun din perspectiva unui polițist care a sancționat un administrator al drumului, care era Consiliul Județean. Ideea este că se invocă de cele mai multe ori de către conducerea unităților de poliție colaborarea instituțională. Și atunci, existând această colaborare instituțională, fiecare înțelege cum vrea,
polițiștii sunt cumva descurajați să aplice sancțiuni contravenționale, ci se merge foarte mult sau se insistă foarte mult pe contactarea administratorului drumului, pe rugămint să vină să repare, să facă să dreagă. Este cu atât mai păgubos cu cât multe dintre aceste drumuri sunt în garanție și, practic, în acea perioadă, cel care a construit drumul, cel care are contract cu diferite entități care administrează acel drum, acea porțiune, acel segment de drum, ar putea să vină să-l repare, să-l curețe pe banii lui. Și iată că se întâmplă aceste lucruri, chiar și în București putem deci să mergem. Deci cu vorba bună, da? Se încearcă cu vorba adică bună. Adică șeful spuneți. De la CJD îl sună pe exact. Șeful de la poliție și zice, bă, spune-i lui ăla să stea dracu cu minte, că nu am probleme în față. Mulțumim pentru lămuriri, domnule Cosmin Andrei, că